sunt aici cu fratele meu și prietena mea, mergem la Coldplay la concert. Bine, păi o las acasă, că ea n-a fost cu minte. Dar, da, vă arătăm încă un eveniment după atâta timp și Edi nu este lângă noi momentan pentru că este în Italia. Dar o să ni se alăture și el curând pentru că avem nunta, așa că abia aștept să vedeți ce v-am pregătit. Nu se poate să plecăm fără niște covrigi de Buzău. Sunt atât de proaspeți, frig, efectiv. Și o să fie o noapte lungă pentru că are două zile Coldplay. Și cum v-ați mai obișnuit voi cu evenimentele la care mergem noi, stăm. Dar o să ne și distrăm. Am ajuns la București, ne-am întâlnit și cu postul prietenul nostru și mergem la concert. Ne acredităm și cred că o să ne vedem direct la concert pentru că nu o să am timp să vă filmez totul și este nebunie. Ura! De data asta avem norocul să fim aici sus, unde sunt de obicei la meciuri, dar o să vă arăt un pic acum treaba pe aici. Cât de frumos este. Și o să vă văd direct la concert. M-am întâlnit cu Andreea, iubita mea, prietena mea, viața mea, care a terminat aceeași facultate ca și mine, pentru că ce credeți, am fost acolo pentru ea. Și abia așteptăm să înceapă nebunia. Norocul nostru că suntem sus și putem să vedem concertul. Ce Bogdan de la Ploiești trage niște repetiții, nu mai am nici ruci, dar cred că el este invitat special. Sau Babașa, nu-mi dau seama, că pentru că nu ne lasă să filmăm, dar o să vedem în scurt timp.